Ela, o să cânti, draga mea, că-mi place cum cânti. Serios? Ia, bagă pe aia. Ia. Ia. Serios, îmi place cum cânti. Mie nu. Mie îmi place. Ți-am zis, n-ai nicio treabă cu dansul, dar în schimb le ai cu muzica. Măcar cum nu are cu dansul? Nu ai văzut că a dansat? Dansează la, dansează la fel ca melodia. Eu da. L-am... Dar cu volan pe dreapta. Cu volan pe dreapta. Cu volan pe șan. Viviane, Dor, ce faci? Cauți pe... Dacă Rica și cu state. Da, din asta știe. Da, ce ai adus amin. Se certă. Ce bine dispusă este domnișoara Ela. Care e motivul? Ne spui și nou? Poftim? Ești foarte bine dispusă. Ce? Am mâncat un fiem de pui. M-am încălzit Bianca. Dă-mi căldură, fimea asta din mai pe așa? Wow, ești... Ești în căldură la... Eu am emoții! Cine e eu? Eu? Te-ai dat de gol singur. Am arătat eu că am emoții de când am intrat în casa asta? Ce cauți tu aici? E tot ce vrei. Ai luat după internet, Vivian? Da. M-am gândit. Hai, hai, că ai luat. Da, du-te acolo, Livian. Da, lasă că eu sunt femeie, eu știu la cine trebuie să vorbesc, nu-s p***a înșită. Fiți atent, eu vă întreb. Îmi pare rău. Taci, Mariana! Mariana, gata! Gata, Mariana! Mariana! Nu te mir când cineva o să mai ia de tine. Când Mariana, poți să dau înapoi. Să salut. Fiți atenți, eu vă pun o întrebare. Dar ei nu au o întrebare, dar să nu răspundeți când. Dar ce faci, dragă? Vrei să cunoști fetele? Da. Eu vă pun o întrebare, nu răspundeți până nu vă întreb eu. Să vă imaginați că eu am un coș, am o vază, da? Da, pe net, du-te. Da, vezi, dai seama. O știam că am căutat-o pe net. Aici am 4 mere verzi și 4 roșii. Da. Bun. Să vă imaginați, aici sunt mere. Cât e mere, sunt vază. 8. Vorbește Nelson. Stop. 8. 8. E logică să 8. Cât e? 4, 4. 8. 8. Pe toate. Stai mă un pic, n-ai repetat întrebarea. Patru roșii, patru roșii. Da, ciuleasă. Nu, 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 cât e mere însă în vază? 8. Tu? 8. A, 4 mere. De ce 4 mere? 4 mere și 4 roșii. Ai zis 4 mere și 4 roșii. Ce dracu, băiatu! O frică! A, că-i 4, normal! Ai zis o priată! O zi doar 4 mere! Lăsați vrăjala! Bravo, o frică, e smart! Ligi, biologicul ai picat! Smart, e o bucătă! Nu vreau să-ți 4 mere! O să revin! Și 4 mere! Da, 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 da! O să revin! Mai caută pe internet! Mă aștept la proba fizică! Fică să aibă ceva mână! Când nu mai aveți tocuri! Fufu! 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 Stați cum e! Și la fufu! Bă, mă, să iau și o întrebare ca până la fufu, nu știu să răspund, da? Că am mai făcut cu el așa. Ce zice cu psiholog? O picat în masă, fetele! Ai du-te, uai, băieți! Da! Uzi-te, bine! Bă, ăsta e comisiunea! Am picat! A, e... Singura, Bianca, cu o frică, singură! Ce cu e? Ce tot încerci? E, e! E, am vrut să zic ceva și m-am blocat. Am avut emoții. Bine ai făcut. Am avut emoții. Păi zici că sunteți doi copii. Ai fost vreodată el la Solzariu la pește? Da, Solzariu. Ai văzut broaștele alea mici care s-a acolo? Semănau cu tine! Nu, lasă să spun ceva. Că ai fost vreodată la pește, zice, ai fost la pescuiști. Nu, știi cum ai dat răspunsul? Când a auzit, am 4 mere și 4 roșii, câte mere am, ca broasca pe Pluta a sărit. Ai văzut cum sare broasca imediat. Așa a dat și răspunsul. Da, eu după. Așa, întrebare banală, ne punea, era sigur, 4 plus 4, 8. Păi da, dar a zis repede 8. Ai venit cu prietena mea o prică în ospeție. Ha, ha, ha. Știu că nu ne iubiți, dar nu trebuie să ne iubiți. Trebuie să vă iubim noi. Da. Ce plictiseală. Lasă. Adu fructe, Mariana. O să o văzut. Și gata. O să vă văd cum împart câți puțini. Hai să-i batem. Mariana, ai fructe. Dulap, piei, pierni. Ce ai așa, făcut? Domnișoara Andreea o să se ocupe de voi, eu revin. Eu am treabă. Dă-mi fructe și mie, te rog. Ce ai fi mie, te-ai dus. Cum
Înțelegi? Rușine, lupirui, poți să zic așa, că a făcut-o din nimic. Na, tu și tu pe mine. Ea n-are rușine să se termine. Pe mine te răzbunzi. Înțeleg că nu mă respectă multă lume și aici în afară, dar chiar ea pentru ce? Tu pe mine te răzbunzi? Pentru ce? Că și așa eram furioasă. Ți-ai minte că eu ți-am dat ciocolata chiar dacă m-am certat tătuși cu ea? Azi nu mi-a dat de-astea ștrufes, că i-am mâncat ciocolata aia, nu știu. Dar eu își cer tu. Măi, nu mai îmi dă, nu mai îmi dă. Că e câștigătoarea sezonul întâi, așa, chiar zgârcită. Cât e... Nu mai îmi dă. Mariana, scuză-mă, ce faci școală? Le pregătesc. Foarte frumos. Nu, Olivian, eu am numit-o dânsa vreodată, fără motiv. Azi. Tu, Andreea, ce faci, mă? Bine. Să știi că pentru Jador mai ceva au reacționat ea. Nu trebuie să vorbești urât. Nici nu mai îmi trebuie să-mi dai. Minci? Da, nu-ți dă aia. Pentru Jador mai ceva au făcut. Dar eu te-am jignit cu motiv. Vezi că nu te auzi. Mariana, te-a jignit cu motiv eu. Nu te auzi, Bianca. Pentru Jador vrea să mă bat. Am prins că libește pe Jador mai mult. Ai noroc că ești dincolo. Vezi că nu te auzi. Am zis. Acum. Bun. Am zis că am jignit-o cu motiv. N-am jignit-o degeaba. Da, da, da. Dar știi că nu-l plac pe el. Nu contează și dacă ai jignit-o. L-am acapărat ca să nu se urce nimeni pe el. Și dacă ai jignit-o și dacă nu, ce treabă am eu? Adică eu i-am dat tot timpul. Mariana. Da, aici te respect din punctul de vedere că atunci cu Jador am făcut-o urât. Mariana, cu ea. Știi că i-am dat și ciocolata aia. Dar ce, nu vrea să-ți dea? Să fiu lăsat în pace când fac ceva. Pentru că are fructe și am zis, hai, dă-mi și mie un fruct. Au zis că nu, că prietena ta m-a făcut, nu știu cum m-a făcut. Dar tu ești bărbat, de ce nu vezi? Ce treabă am eu cum te-o făcut e? E conexiune, nu vezi? Da, păi Mariana, când mă certam eu cu tine... E conexiune, Cătălin! Tot te ajuta, era bine. Trebuie să taci, să scutăm. Păi cum te faci tu peste tot? Plus că i-am dat și ciocolata aia care ai vrut-o tu atunci. Ne-am certat și în gală din cauza Marianei. Respect! Tu, coță hârlă, tu ai 28 de ani, măi, fată, tu îl iubești pe Jador și stai și îl călărești pe Livian, aia mă deranjează, că te dai prietena mea. Dar de fapt tu-l ții ca să te urci tu pe el. Eu pot să încetez să vorbesc și cu el și cu tine, dar o să-ți fie rău în casă cu tine pirui. Știi că multe fete te urăsc, da? Nu mai băgat pe pirui, pe mama, pe tata, pe nimicu, pe... Ți-am zis de 3 ori să nu mă aștept jos. Și mi-a fost rușine să pot pe gură cuvintele alea. Te-am protejat, Bianca. Eu m-am urcat așa pe Livian ca să nu punem mâna pe ele, că știi, ele ai încredere. O, la, la, Mariana! Și eram și tristă. Cum stai, Mariana? Știi, un pic m-a scos. Lasă, Mariana, că te-ai dus și la, Mariana! Ai bărbit-o pe Mariana. Eu pot spun să o ignor, să o las să o facă praf și când cineva mai întreabă să mai adaug. Ai bărbit-o, pasă, bărbit-o Mariana, pe Bianca. Uite ce ai spus, pirui, că aștept momentul să nu mă lase și o să zic ce, cum vorbești ea cu mine. Când a bărbit-o? Ea știe, în primul rând, că nu vreau când e ela să merg în viața mea cu tata. Era ela și... Cu ela? Ola, la! Cum stai, Mariana? Stai bine? Simplu. Când ea a insistat să mergem cu taxi, era ela cu ea. Și ea cu ela în Mariana! Fermă-ți! Tu, Bianca, ar trebui să te controlezi cuvintele, pentru că tu așa vorbești cu fetele care te atacă. Dar mine cu aceste cuvinte... Nu te-am auzit să-i spui cu pirul... Știi? Mariana, cu toate fetele când s-au certat, au vorbit, nu-i vorba. Îmi confie dacă nu ne înțelegem bine și în spate și nu ne mai înțelegem și bine. La revedere. Mamut. Adică, ce fel de prietenie? Prietenie când ne înghitem în jurături? De aia și de multe ori... Lasă că eu nu l-am călărit pe Jador. De aia supărate că cum îți împarte că tu te comporți urât și mă numești. Mariana, eu nu l-am călărit. Lasă, Mariana, când ții de ce ești supărată, nu te mai panică. De ce te-ai urcat pe Livian? Ce fel de protecție? Trebuie să ți-l protejeze, Mariana, când te tu pe el. Stai, Bianca. Eu ți-am explicat de ce am urcat pe el, da? Mariana, ai altă poveste. De ce nu îmi dai când îți cer ceva? Că nu-ți iau tot. Că îți dau, Mariana, pentru ce îmi dai. Păi voi în mine mai vedeți cafea, fructe. Faceți-vă timp, efort și cumpărați. Doi la mână, da, s-o frică, că vin în casă, pregătesc și vă servesc. Dar, pur și simplu, e prea mult, nu știu, nu găsesc cuvântul potrivit, un fel de materialism la fructe cafea. Nu mai vedeți pungile, dân. Lasă că eu îți dau tot timpul bani când vii cu punga. Livian, lasă că mi-ai dat odată și pe urmă n-am mai vrut că n-am mai nevoie. Livian, gândește logic. Dacă am luat astea, le-am luat ca să le împart. Nu le-am luat să le mănânc. Îți cu curta plină, îți pun mâna pe Biblie. Mariano, să aveți sânt. Mariano, dar în gală. Dăm. În gală, când ai luat din batonul de ciocolată al lui Livian. Andreea, ce ți-am zis eu ție sus?
Mariana, atât de penibilă devine discuția asta de trai. Dar ei n-au simt. Te cer pentru mâncare. Dacă vrei să le dai oamenilor dole, dacă nu taci din gură, frate. Doamne, așa ceva. Ca și când îți vine musafirul în casă și scoți ochii că l-ai pus la masă. Pe bune, tu unde ai fost crescută? Producția, cumpărați-le rogi. Producția, cumpărați fructe, că Mariana este nervoasă. Bine, Evo. Auzi, dragă Olivia. Pentru că am fost chemată la băieți să iau produsele care nu le-am mâncat. Relaxati, senorita. La Mariana. De ce l-ai spart mai fata? Răutatea, vezi? Ce rău persist aici, da. Ce rău persist aici. Invidia. Păi te-ai dus tu, a plecat rău din casa fetelor. Lasă-ne că le fac singurică. Mariana! Mariana! Auzi! Vorbește! Dacă ne zădea bani Livian de chirie, era bine? Mi-a dat o dată. De două ori. Da, da, da. A dat Mariana, normal. Bine, de două ore, da, și nu-ți dă o bucură. Bă, dacă și jadonea, da, le dai ciocolată, îi dai pe... Bianca, n-are rost. Bă, dacă vezi, lăsați-mă să vorbesc. Te cobor. Păi tu, dacă nu ajungea nimeni, nu-i dădea nimeni. Îi dădea Livian, că nu avea ce treabă cu ea. Lui Livian, a zis că nu, toate le vreau. Deci dacă și jador, n-a vrut să se împartă. Și am spus lui Livian să-mi dai și că nu vedeam ciocolată, dacă jador n-a vrut. Și auzi diferență, auzi diferență. Atunci, taci un pic, atunci jador n-a vrut să-ți dau. Taci un pic, când Bianca a zis, dă-mi e ciocolată așa, am zis, lasă Bianca, că îi dau și la Mariana. Mă, Livian, dar de cât, eu de câte ori ți-am dat ție. A? De ce te-a zis Mariana, când ai stricat emisiunea? Mariana. Mariana? Ai zis Bian, Mariana, dar nu știi. Bă, dar voi nici nu vă auziți de fata asta, frate. Dreptatea de partea mea, nu de-a Mariana, să nu mai zic acesta. Eu tot vă să Nu am vocabular de zero. Cu balet, Mariana, știa. Dar uite, Mariana, de fapt, că am mai zis de mie, ești o fată. Bun. Mariana, votăm să facem bumerang mai. În casa băieților, simplu. Eram la spital și ziceam, bumerang, vezi. Cine mai vrea afară, pleacă înaintea mea. Da, mă, vorbesc serios, deci eu... Pentru că trebuie să-ți găsești locul tău aici. Nu trebuie să vrei să scăpi de cineva, dar să-ți găsești... Dar tu ce faci aici, fata? Pentru că mi-au făcut mie fetele aici, nu m-am gândit să mă duc să plec. Darius! 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 Tu nu mai vrei atenție. Nu-ți place de Mariana? Capul! Dacă tu nu-ți fii vrut în casă, tu o să încerci, da? Nu-ți place de Mariana. Mariana! Hai, nu te mai lua. Mă, nu mă lăsați. Fă rodi acolo. Ce zici tu? Mariana! Și de aia ținu-ți pas. A zis că de mâine să ai voi în casă, măi. Tu ai zis că nu mai vrei să... Mariana, dar unul trebuie să la mine să-și ai impuls, să te cuprind. Asta o fost primul atenția. Dar să mă lămuresc chestia mea pot. Mariana. Scuză-mă pe mine. Darius! Dați-mă, băieți. Dar nu-ți place de ea? Mariana? Ia! Îți pune ideile. Poate o poți calma, pentru că tu ești un băiat atât de calm. Hai! Poftim? Ești un băiat atât de calm. Lăsați-l să vorbească, bă! Ia! Vorbește, Dani. Ela, chiar nu-i clar că lumea vede cât de invidioasă, geloasă ești pe tot ce faci. Suntem toate. Adevărat, toate. Doar de chipul tău care e zero în ziua de azi. Adevărat, Mariana. Așa am zis și eu, numai n-a. De aia și vorbesc murdar, înțelegi? Curaj, ți-ai zis că ești o murdară? E sub canapea, Livia. Roxana, la tine cam tot așa se referă. La ce se referă? La ce se referă? Of, așa tare mă abțin ce vreau să zic. Nu te abține. Dacă dăm kiloți jos, e urât. Înțelegi? Doar fața e frumoasă. Dacă îmi dăm kiloți jos, e urât. E părașele, dați puțin din oră. La noi, dacă faci ce-ai făcut tu la tur cu una jos. Dar tu ai făcut atâta de toți. Dar auzi, el măcar a avut timp. Dar tu ai stălat afară. Poate, tu ai stat cu... Care a trecut de nu de draga mea. Ce ai zis? Ce ai făcut? Băi, fetițo, iepurașule, ți-ai stricat, nu mai ai baterii. Fii atentă, că tu ai stat cu la toți băieții care a trecut îți așa puterea dragostei. Inclusiv la iubitul meu! Tu la iubitul meu ai stat să tragi cu mâna de iubitul meu! La iubitul meu! Tu dai seama! Dar nu ești capabilă să înțelegi ce spun eu acum, ție stai liniștit. Dar nici nu ești capabilă ce-o zici Jador, da? Mai bine Mariana de... Dar lasă-mă că Jador e creierul tău, du-te la psihiatru! Alo! Te la psihiatru, draga mea, că aici nu e psihiatru, nu a puterea dragoste. O la Mariana fructe uscate iau și eu. O la Mariana asta fac și eu. Ia lăsat-o cu Mariana, ce cu Mariana? Turcule a venit la mine, am avut să-mi mănânc cu Jador. Dar tu vedeți că ai probleme. Unde-i Rodia? Bravo! Da, Rodia e o primă, să-ți dea prima să Rodia, o primă ție! Opresc alarma! Las cu fac eu!
Înseamnă că vă place, dragii mei, să stați cu acest fenomen în casă. Dar lasă-o, Roxana, îmi pace că s-a calmat, gata. Băi, du-te că... Dar lasă fata. O săptămână stați cu ea, că așa vreau eu. Uite așa, o săptămână stați cu ea fiecare zi. Dar du-te, mă, ce, Ela, bagă și băiatul ăsta nou în seamă, că vrea să vreau să... Bă, dar nu mai există asta, bagă și-o seamă, cu tine. Dar nu te vine să mă lase. Nu știu, auzi, două frică. Mariana! Ia că ei mănâncă două castele. Am luat un ati, da, mă, da, o prindă și pe aia să o face, da, să tacă și un modul, frate, că ne înțelegem. Fata mănâncă două castroane de căpșun supat și în emisiune asta. Dar nu mai rău. Taci când eu vorbesc. Gata, tac, gata. Ia ne pătrebrei. Acum le convine, da, le bagă o căpșună, le bagă o pată, le bagă ce mă. Paturile în mijloc aia. Și-am pus jos. Roxana... Luați-o peste tot cu voi, dacă vă place. Și Roxana zice așa, dar... Roxana nu te aude, draga mea. Draga mea e putoaică. Așa face plătine. E prune, nu are treabă. Mi-e rușine de Ela și mie mea. Ele se roagă să meargă cu taxi cu mine. Eu nu înțeleg fetele astea ce fac cu bani. Mă, taci, jură! Bă, a dat... Deci, jur eu, mă dat... Hai, fată! Eu nu pot cu o fată care, nu știu... Ela, ai aritat... Ela, dași sfatul, eu nu pot să merg cu fetele cu taxi, când aici se mănâncă... Uite, Mariana, că avem și acum mă arătare. Merge cu tine cu taxiul și stă... Fu! Da, mă, păi da, trebuie să mergem cu Mariana acum. Dragii din fete! Măi, Una. Nu vreau. Da, unde-i rodia, Mariana? Da, să-mi faci, mai să-ți spălțile-mi parc, sunt și eu. Da, măi, vreau să mă spăl și eu pe Mariana acolo. Da, mai... Băi, Andreea, ești liniștește, că ăla deja dor tot așa, hrănea tot casa de mine, o dată. Mamă, Ela, mergi cu taxiul ei, cu banii ei. Cu deja dor. Nu-mi lăsă când așa. Păi cum, măi, minciună, te roagă, hai, eu nu înțeleg, pentru ce, pentru 20 de lire? 20 de lire, frate, să vezi așa ceva. Hai. Închide și așa zic băie să vorbească cu ea, că oricum ne țineți degeaba. Nu mai are căpșun pentru voi, măi. Da, dar ea le-a dus, nu știu mai de ce nu face. Ea le-a numărat, măi, cât e una la mine. Ne ia toată energia, nu mai avem energie!